Numărul românilor care au murit din cauza noului coronavirus a depășit astăzi pragul psihologic de 500. Mai exact, 508 români au pierdut lupta cu virusul. Printre ei este și primul medic din linia întâi ucis de virus. Sonia Simionov, colega noastră, are mai multe detalii de la Observator Update. Sonia, bun găsit, te ascultăm. Bun găsit, este vorba despre un medic de 62 de ani din Constanța, lucra la Spitalul Județean Constanța și întâmplător se pensionase pe data de 6 aprilie. Ulterior, exact a doua zi, a început să aibă simptome de coronavirus. Bărbatul a anunțat acest lucru, i s-a făcut testul în aceeași zi, a ieșit pozitiv și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. 3 zile mai târziu, starea lui s-a agravat, așa că a fost transferat la Spitalul Matei Balș din București, unde, din păcate, ieri s-a constatat decesul. Este o anchetă epidemiologică în acest moment în curs, atât la Spitalul Județean, cât și la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Despre acest subiect voi reveni cu amănunte atunci când le voi avea. Mai mult decât atât, vreau să vă spun ultimele cifre comunicate de către autorități. Până în acest moment, 508 români au decedat pe teritoriul României infectați cu SARS-CoV-2, plus alți 62 de cetățeni români din străinătate raportați în acest sens, tot decedați infectați cu SARS-CoV-2. În ATI, în acest moment, avem 245 de pacienți la terapie intensivă, 2153 de persoane confirmate pe teritoriul României. În continuare, cele mai multe persoane care au fost depistate pozitiv la testul pentru noul coronavirus sunt în Suceava, 2238 potrivit ultimei raportări. Peste 41.000 de persoane în izolare la domiciliu și în carantină instituționalizată avem destul de mulți români. Prelucrate teste, peste 101.000 de teste au fost prelucrate până în acest moment, iar, vă spuneam, în carantină instituționalizată, aproape 13.500 de persoane. Vreau să vă reamintesc că, în scurt timp, dacă nu a început deja, este o ședință de evaluare pe care la care participă președintele Klaus Iohannis, alături de ministrul de interne, ministrul sănătății, premierul Ludovic Orban, dar și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat. Este vorba despre o ședință de evaluare în care se vorbește în principal despre măsuri economice și nu este exclus ca la finalul acestei ședințe Klaus Iohannis să anunțe alte restricții și alte măsuri, dat fiind faptul că vorbeam că nu suntem încă la vârful pandemiei și măsurile de relaxare, așa cum ați spus și voi, ar putea începe abia după data de 15 mai. Voi reveni cu detalii despre declarații. Îți mulțumim, Sonia, și te așteptăm.